Și bine. Eu vin dintr-o zonă deosebit de frumoasă, din zona de nord a Mehedințului. Mi-aduc cântecul meu de acolo, așa cum mi l-au încredințat străbunicii și bunicii mei. Un personaj pe care n-ai cum să nu-l cunoști. În primul rând, care are mustață ca și mine, este un personaj pe care îl reții cu ușurință. Iată că acum, pe primăvară, chiar de Paște, o să încânt publicul cu un nou album, un nou repertoriu editat cu maestru Nicolae Bodgroș și Orchestra Lăutarii la Chișinău. Cred că Petrica va găti și tradițional, ceva tradițional, dar poate și ceva mai puțin sofisticat. M-am gândit așa, în primul rând, după masa care am servit-o la Nicoleta Voica, să facem o cină așa mai ușoară. M-am gândit ca prima dată să fac o salată de piept de pui. Petrica nu va putea găti altceva decât românește. Nu-l văd gătind altceva. Voi îl vedeți gătind altceva? Niciodată. Deci o să ne facă o mâncare românească, ca la mama acasă. Și o să fie și bună, vă spun eu. Nu sofisticată. Apoi paste cu sos alb. M-am gândit. Și văd pe parcurs. Deși nu-mi place peștele, îmi place să-l gătesc. Am vrut să îi aștept pe prietenii mei cu un somon cu legume și ca desert un tiramisu. Maestru Petrica Muțu Stoian ne propune un meniu nu prea bănățean. Somon cu legume la cuptor, tiramisu, ceva ce românii consumă în ultima perioadă când doresc să se impresioneze. De fapt, vă spun eu cam cum e. Sunt preparate care se servesc prin restaurante. Și artiștii, în general, nu au timp să gătească și sunt mai mult prin restaurante, se inspiră din ceea ce găsesc în meniuri. Din păcate, ceea ce găsesc în meniuri nu e ceva foarte interesant și nici foarte, foarte sănătos. Dar nu-i nimica. Asta ne propune, asta o să vedem. Și drumul spre piață e pavat cu bune intenții, doar că e cam aglomerat. Drum bun. Eu dacă aș locui aici, în București, în maxim 2 luni de zile, aș muri. Maestru și-a pus centura, e încorsetat bine acolo, respectă regulile circulație. Și are un fular ca Yasser Arafat, săracu. Ăla, știți dumneavoastră care. Nu mă bag la chestii geopolitice, așa că vă invit la o mică sesiune de shopping. Îmi dați și mie salată? Da. Haideți. Câte aveți? Păi dați-mi 4. Da. Și una chinezească, dacă aveți. Chinezească n-avem. N-aveți? Noi suntem români. Liste de cumpărături nu văd la maestru Stoian. Se vede treaba că o știe pe de rost. Ați vrea niște cartofi albi. Cât? Mai mărișori, așa. Și îmi dați și roșii din astea frumoase. Da. Astea de unde sunt? Turcia. Din Turcia. Spuneți și dumneavoastră că sunt românești, păcăliți-mă. Nu am cum. Că oricum eu nu vă cred. Ia uite, mâncare pregătită deja. Varză cu cârnăciori. Totul este super. Oribil. Îmi dați o caserolă de piept de pui, da. Dezosat. Altceva? Brânză de burduf aveți? Avem. Aș vrea ca o jumătate de kilogram. A apărut lista de piață. Mă bucur. Bravo. Aș fi vrut prosciută de vită. Avem. Aveți? Da. La fix. Ăsta nu-l cumpără orice. Prosciută de vită. În viața mea n-am auzit de așa ceva. Dar cine știe? O fi apărut mai de curând, pentru că eu nu știu. Atât? Atât, deocamdată. Atâția bani am. Un leu, rog. Aolo, dar apoi ăsta e cam scârciob, așa, prea puțin bani vădă. Horia? Da. Horia. Cine e dă banii de emisiune? Horia, el este. De ce vă dă așa puțin? Două cepe, două căpături. Domnul Vădărin, mulțumesc frumos. El
El este care ne și taxează, el ne și penalizează. Le penalizează, nu vedeți? Și felul cum facem cumpărăturile îl penalizează. Am fac carnețelele galben, roșu, imediat îți dau. Nu mă las. Bună. Ce faceți? Bine. Văd că aveți cireșe. Da. În perioada asta de martie, dați-mi și mie. Imediat. Jumătate de kilogram. Imediat. Doamne, 150 de lei kilogramul de cireșe. Păi trebuie mâncate cu sâmburi cu toți și cu codiță. Ai văzut în martie să mănânci cireșe? Totul este posibil. Nu? Da. Sunt culese de aici, de la Domnești sau de unde? Nu, de Chile. Ai văzut emisiunea Cireașa de pe tot? Da. Hai să vezi. Nu cred că e un tip econom, pentru că știu cum sunt eu și așa e și el. Nu o să se gândească niciodată să cumpere cele mai ieftine lucruri, pentru că nu cred că va face lucrul acesta. Cred că va cumpăra de acolo de unde va dori, indiferent cât costă. Știi ce uitam eu să iau? Morcovi. Ah, morcoveață. Uite-l! Ce frumos ești, măi, ce faci, măi, urechilă! Urechilă, ce faci, urechilă? Urechilă! Ce frumos e! Iepuraș, am crezut că e câine. Dar iepure, păi trebuie să-l ia repede, să-l bagi în traistă și îl gătești acasă. Face o friptură bună de iepure cu sos de vin roșu și măsline. O minunăție. Așa am găsit și morcovi, iată că... Îmi dați morcovi, vă rog. Vă alegeți ce vă place dumneavoastră. E, acuia, cu vedeți. Dumneavoastră țineți punga și... Da. Ia uitați ce frumos sunt. Foarte frumoși. Superbi, au ochi albaștri. Atât. Ia vedeți. Păi dacă mi-l dați și pe ăla, facem un kilogram. Facem? Da. Pune-l, nu mai puneți, un kilogram, sigur. Da, un kilogram. Și mi-l dați înapoi, că am să dau la iepuraș. Vă mulțumesc, frate, mă. Să rămână, mulțumesc și eu. Iepurilă. Ia să vedem, să vedem. Ia să vedem. Iepurilă, iepurilă. Ia și mănâncă tu morcov. Vino cu acolo. Uite. Hai mă, te iau acasă la mine. Poftă mare! Ne mai uităm un pic la iepurele ăsta cu personalitate proteică și mergem spre casă că avem o grămadă de treabă. Petre nu cred că este un bucătar, pentru că n-are timp. El este între repetiții, nunți, oboseală mare. Gândiți-vă că el cântă 2, 3, 4 nunți pe seară, ajunge la 5-6 dimineața, doarme, se trezește, se duce la altă nuntă, iar doarme, iar... E complicat să stea să aibă timp de gătită. O să încep, dragii mei, cu desertul, pentru că țin foarte mult la desert și am zis să pregătesc un tiramisu mai special cu fructe de pădure ca să le dau pe spate pe doamne. Maestru Mățu Stoian a ajuns în bucătărie și a pus cămașă frumoasă, albă, bănuiesc că s-o fi spălat pe mâini. Nu m-aș fi supărat dacă își punea și un șorț, dar nu-i nimic. Sunt băiat înțelegător. Am pus 100 ml de apă și 100 de grame de zahăr ca să putem face siropul. O să mestecăm aici bine cu telul. Va fi un tiramisu pe care nu l-a mai mâncat nimeni niciodată. Și aici, în perioada asta, până termin, o să pregătesc o brânză pentru cei mai... pentru băutorii fruntași. Am un prieten de la Sibiu, care vine cu brânză în piață la Craiova și a venit cu brânza exact de acolo, din Craiova, brânză de burduf, extraordinară. O să pun aici, peste ea, chimen. Punem așa cu mânuța, cum am învățat. Ceea ce prepară maestru acolo, amestecul acesta de brânză de burduf cu chimen și cu ceapă, pentru mine seamănă Liptauer, e un preparat bănățean. Lucru știut, că maestru e bănățean de origine. Așa, o să tăiem și ceapa, mărunt, 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 să nu se simtă.
Așa, uite că fierbe. S-a legat bine. Sunt fructe de pădure aduse din munții Mehedințului. Ca să știți. Și ținute în congelator. Fructele de pădure ar trebui decongelate în cuptorul cu microunde. E mult mai corect în felul ăsta decât pe foc, pe mașina de gătit. Nicoleta, te-am spart cu asta. Așa. Pregătim ceapa. O tăiem așa mărunt, 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 mărunt. Așa am învățat. Ușor, cu grijă, să nu tai frumusețele din degete. Spune tu că nu mă numesc eu bucătar și tăietor de ceapă. E bine? A, da. Mare bucătar. O să vă pregătesc o masă să vă uimesc. Și nu numai pe voi. Fac zgomot mare eu în bucătărie. În bucătărie trebuie să mai și spargi un vas, că așa se întâmplă. Trebuie să le troncăni. Exact când intră, cum intră soacra în vase. Așa. În această perioadă spălăm puțin. Așa. A luat tocătorul și l-a spălat după ce a tocat ceapă. Asta denotă organizare și disciplină. Foarte bine, bravo! Datorită faptului că acest unt cu usturoi și cu pătrunjel face parte tot din socializarea noastră, o să pregătesc așa un fel de cremă pe care n-ați văzut-o niciodată. Ca să-ți arăt, Nico, că și eu știu să gătesc așa ca la iezăriș. Numai la iezăriș să gătești așa. Uite ce fain s-a făcut. Ăsta e unt bun. Așa, acum o să punem pătrunjelul. Gelul pătrunjelul. Mestecăm foarte bine. Am terminat cu asta. O să curăț puțin usturoi. Măi, când eram mici, când intrai în grădina de zarzavat, te îmbătai de mirosuri. Poate că n-ar trebui să adauge foarte mult usturoi, ci doar puțin pentru aromă. Vedeți românul cum inventează? Fel și fel, din lipsă de instrument de zdrobit usturoiul. Uite, am găsit modelul ăsta. Îmi turtesc eu puțin degetele, dar pentru prietenii mei, ce nu fac eu? Tot felul de roboți de bucătărie, sunt sigur că le-are pe toate, pentru că asta îi ușurează munca și dacă îi face plăcere să gătească ceva, l-are în casă, îi ajută munca. Nu tăiem de tot, lăsăm pâinea ca un evantai, ca să fie totul bine și frumos. Pentru a tăia franzela este mult mai bine să folosesc un cuțit cu lama striată și lungă. Altfel se strânge și arată urât fiecare felie. Acum o să umplem aici fiecare feliuță. Nu face parte din meniu. Este un fel de bine ai venit în engleză pentru doamna Nicoleta, că ea vorbește engleza. Welcome! O să vă spun ceva și noi un secret și să țineți minte și pe viitor și pentru tot timpul. Oamenii care mănâncă bine, cărora le place să mănânce bine și cu gust, o să și gătească bine. Iată că acum o să punem pâinea la prăjit aici pe grătar. Ah! Și în 6-7 minute o scoatem nouă. Dacă o mai găsim, dacă nu, mâncăm așa. Pâine la vatră, exact ca la bunica la țară. Și bruschetele sunt tot ca la bunica. Asta e valabilă pentru cei cu bunici în Italia. Pieptul de pui îl tai, uite cum îl tai. Ia. Și uite, pun pieptul de pui în tigaie și îl trag la tigaie repede. Și cu asta am încheiat. Tigaia trebuia încinsă, acea tigaie wok. Același wok, veșnicul wok. Să scoatem pâinea, ah! Știi cum, uite așa. Aba, ai văzut? Asta este cea mai frumoasă. O lăsăm aici deocamdată. Pâinea nu arată rău.
bănuiesc că e gustoasă. Am greșit când am spus că o taie ca în studenție sau ca la cantine, ci a vrut special să o lase așa prinsă ca să o împăneze cu acel unt cu pătrunjel și usturoi. Cred că e gustoasă. Punem aici o lingură de muștar, sare, piper, așa, și ulei. Așa, mestecăm așa frumos și ulei așa ca să facem un fel de maioneză. Un fel de maioneză. Mie mi se pare că maestrul chiar prepară maioneză. Este sosul pentru salată acesta. Pentru salata verde cu piept de pui. Sosul este aproape spre final. Așa. O să punem două linguri de un produs din ăsta mai străin, nu știu cum îi zice, Worcester, cam așa ceva. Așa am văzut eu că făcea bunica mea la țară, numai cu din ăsta gătit. După cum se vede, maestru este învățat de cineva sau are rețetele preparatelor pe undeva puse, pentru că habar n-are ce adaugă în sosul pe care îl prepară acum. Este un sos ustăr, un sos care în general se folosește la carne de vită sau carne de miel, dar se adaugă și la anumite sosuri pentru că aromează. E foarte parfumat. Punem jumătate de kilogram de apă minerală. Litru. Kilogramul este o măsură a masei, de când litru este o măsură a capacității. Oh, era să uit. Prietenul ăsta al meu mi-a spus să mai pun aici în sosul ăsta o lingură de parmezan. Eu pun o lingură jumate. Uite așa să fie bine. Acum am venit de acasă și eu, bucătarul renumit. M-am prins că, de fapt, maestru prepară acolo ceva care seamănă cu sosul Caesar. O să luăm salată și punem așa salată verde. Uite așa în farfuriuță. Asta gătesc special pentru tine, Florentina. Nu uita, Nea Petrică, de Ovidiu și Nicoleta. Nu cred că îi mulțumești doar cu verzitură. Așa, deocamdată. Punem sos. N-am polonic, vezi? Nu am polonic, asta e. Și ce să fac dacă n-am polonic? Pun cu lingura, nu? Cam lichid sosul, în opinia mea. Cred că nu l-a bătut bine. Asta ar fi trebuit, da. Așa, puțin parmezan. Exact cât pui un ochi la un șobolan. Nu-i bine așa? Bravo! Se spune cât plângi un șoarece. Am terminat platourile cu salata de pui și acum pregătim somonul să-l punem la cuptor. Nici prea mult ulei. Uite așa. Uite așa. Și așa. Și așa. E bine? E bine. În locul uleiului, eu aș fi pus unt în acele vase de iena. Aș mai fi adăugat puțină zeamă de lămâie sau un pic de vin alb și, bineînțeles, sarea și piperul pe care oricum le-a adăugat. Somonului nu-i trebuie mai mult. Este ca și carnea de vită, au aromele lor și nu trebuie agresate cu tot felul de condimente sau ierburi aromatice. Îl întoarcem și pe o parte și pe alta. Da? Încă ceva tradițional românesc. Celebrul somon de țară, fără euri. Una. Două. Și acum o să facem sosul pentru paste. Avem aici smântână, un sos alb. N-aveți să vedeți voi așa ceva. Avem aici trei tuburi de brânză cu smântână. Așa se procedează. Mai rămâne și în tub, nu o să-l pui tot, nu? Ah, ce bună e! E aproape spre final. Dar știți ce vreau să fac, dragii mei? Asta o să fac în perioada... Deci sosul, când o să fie gata, o să-l pregătesc atunci când vin musafirii, ca să le dau să fie cald. Sosul de brânză se face din smântână dulce, specială pentru gătit, sau din sos alb,
beșamel eventual, și cu o brânză grasă care se înmoaie, gelul brânzelor cu mucegaie sau camembert. Acea mâncărică pe care o faci acolo este un fel de surogat. O să pun și usturoi. Am asta, cum îi spune, șuncă de Praga. O să pun piper după gust. Ia uite. Piper după gust înseamnă că întorni prea mult și n-ai măsură. În mod normal, ar trebui să pună ori în linguriță, ori în mână. Afară de asta, la sosurile albe nu se pune piper negru, ci piper alb măcinat. Așa, punem usturoiul. Oho, o simfonie de mirosuri. Mestecăm. N-am mâncat nimic. Mi-a dat foamea în sete. Și acum o să punem șunca. O amestecăm așa frumos. Orică, ce zici, te simți în inferioritate? Te pun eu să-mi cânt o doină. Și hai să vezi. Da, sunt numai unul. Dar în mod normal, șunca aia ar fi trebuit trasă la tigaie, rumenită puțin înainte. Dragii mei, pregătim tiramisu. Altfel te vede lumea când se pare albușul de gălbenuș. Vezi? E bine? E bine. Și acum, ca să știți un lucru, dragii mei, știu un secret de la prietenul al meu, bucătar. Ca să fie albușul bun, punem puțină sare. Uite, cam așa. Să se poată bate bine. Și acum începem să-l batem. Până îl facem spumițe. Eu sunt pierdut acum, nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Comentez ceea ce gătește Mățu Stoian sau e un alt Mățu Stoian care s-a apucat de gătit acum? Pentru că a început să gătească tiramisu. Ne-a preparat un sos din apă cu zahăr. L-a lăsat baltă și a făcut altceva. Și acum, după ce se termină toate preparatele, s-a apucat să gătească tiramisu. Amestecă ouăle cu treaba aia. Păi, cum e? Că nu mai știu. Cum necum, a sosit și momentul cu limuzina. Ea, limuzina, are două părți. Partea exterioară, pe care o vedeți voi acum, și partea interioară pe care am avut eu privilegiul să o văd la montaj. Cam ăsta a fost expozeul meu tehnic despre limuzine, așa că vă las să aruncați și voi un ochi la interior. Succes! Hai să vă servesc Nicole pe voi. Că nu bea, da. Nu beau, dar vă servesc pe voi cu o șampanie. Ia. Normal. Normal, nu? Da, da. Pararararam. Mie îmi pare rău că se termină. Nu pune pe bec, lasă pe jos. Așa, așa, lasă că e bine. Ai pus peste șervețel, ăla să-l bei tu. Ce să nu mai știu ce să fac. Am ajuns și la partea dulce a emisiunii. Nu m-am uitat de la început și n-am prins rețeta, dar sunt sigur că voi o să înțelegeți. Oricum, o să ne mai explice și Horia câte ceva. Am pus mentă și nu putea lipsi cireașa de pe tort. Și acesta este un tiramisu pregătit de Petrica Mățu Stoian. Horia, nu că te-ar interesa, așa ca să știi. Felicitări, arată bine, doar că ar fi trebuit să fie stropit cu un pic din siropul acela care a rămas deoparte, acel pișcot. Altfel e prea tare. Un lucru vreau să știți, am luat prosoapă ude pentru că vreau să scot somonul din cuptor. Să vi-l arăt cum arată. Ia uitați. Este nemaipomenit. Și cu asta eu am cam terminat. Mă duc să pregătesc masa. Să fie clar. Horia, zi tu ceva scurt despre masa asta, că așteaptă invitații la ușă. Trebuie să zic că masa este aranjată aproape bine. Dacă ar fi fost pusă și furculița pe partea stângă a farfuriei, toată lumea ar fi fost fericită, adică eu. Dar oricum e decent. Accept. Da! Cine e? S-a auzit din vecin. Ce ți-am spus eu? Să rămână, bine ați venit. Să-mi făcuși mâncare pe
Vai de mine. E grea viața în burlăcie. V-am așteptat cu tot cine mai bun. Vai, dar ce frumos ești. Am îmbrăcat în costum internațional. Bine ai făcut. Foarte mândru ești. Să vă arăt că eu sunt ăla. A, vreau și eu un costum. Să-mi spui ce broderie am. Te rog, eu mândru. Ia cadourile. Să nu stai cu mâinile goale. Să rămână. Să m-a adus un vin și nu de la tine din Oltenia, din Moldova. Doamne ajută, să mă simt bine. Și eu tot un așa că am zis că e unicat. Uite, ediție limitată. Fii atent, eu ți-am adus un purificator de mașină. Să ai aer curat și mașină. Că nu puteam să-ți aduc vin sau mâncare. Mulțumesc frumos, Doamne ajută. I-am adus un cadou care să-l ajute să aibă o viață mai sănătoasă. E un purificator de aer de mașină, pentru că eu știu că el circulă foarte mult la nunți, du-te vino, și atunci ai aerul proaspăt tot timpul și în mașină. Eu oricum nu beau, pentru că aseară am sărit calul. De ce să nu bei? Nu beau, am sărit calul aseară. Am aici... dat peste cap prea multe cu tine. Deci... am aici două mode. Ia, mode. Rachie și pălincă. Da. Nu știu. Păi, dar rachie de cireașă. Și mai bună. Rachie de cireașă ținută în butoi de salcâm. Tare, eu de și asta e palinca făcută din în cazanul lui Petrica, la Izvernă. Ah, de acolo ai făcut melodia aia cu cazanul lui Petrica? La noi prima dată bea gazda, să nu creadă lumea că e o palinca. Dar cum faci? De la voi nu se face palinca. Da. În Oltenia. Dar pentru că în Oltenia o țuică slabă, eu nu fac parte din Oltenia. Ați făcut-o tu, da. Ai făcut-o pe gustul tău. Iată în gustă. Deci eu gust ca să nu credeți că vă prevesc. Și după aia vezi dacă mai găsești bucătăria, ce mâncarea două. Acum te las pe tine să faci. Da, mersi mult de tot. Lasă-mă ia, pe mine, da? Ca să le pun fetelor. M-a bucurat foarte mult atunci când am auzit că Petrica a făcut pălinca și am fost, mă rog, curioasă să o gust. Dar pe lângă asta am zis să-i fac plăcere dacă el a pregătit pentru noi pălinca respectivă, trebuia să gust. V-am adus ce ceva pentru bine ați venit, așa se numesc. Ce fain! Ia. Bine ați venit! În engleză se spune welcome. Welcome. Și aici ce ai făcut? Pită umplută. Am o pâine. Pâine umplută. Cu niște, nu știți voi. Eu n-am mai vedem. O să descoperiți și o să-mi spuneți. Foarte tare. Hai, sănătate, bine, stai și jos un pic, hai să mâncăm. Doamne ajută. Hai să ne liniștim. Să trăiești. Eu mai am o treabă pe acolo, dar stau o țără cu voi. Nu, stai cu noi. Hai, vreau să vă simțiți bine. Eu m-am și îmbrăcat în costumul național să vă fac un program să vă iau banii. Ah, foarte bine. Nu de asta. E tare, bine te-ai gândit. Nu așa? Da. Hai. Dar vreau să spun că e ghinion, că nu i-a lăsat gențile în mașină. Lasă că trimiteți în cont, direct. Direct, nu erau. Ce ai aici? Te rog frumos să rupi să vezi. Cum? Rup pur și simplu așa? Și rupe și asta așa. Este pâine. Ia uite. Este pâine. Cu verdeață și cu ce? Și cu... usturoi? Da, și cu usturoi. Este o pâine evantai. Și ăsta e somon... Este un verișor de-al crapului. Da, somon de la tine, de la Izvernă? De la mine, da, crescut în pește. Măi, dar asta ce idee! Așa-i? Super ideea asta cu pâinea. Am mâncat aseară la Nicoleta foarte mult. Am mâncat consistent, am mâncat... Mă, nu mă mai plânge, mă, că am fost foarte bine. Ce bun ai! Asta-i, vezi? Dacă e prea bine, iar nu-i bine. Pâinea aceea feliată cu... usturoi și pătrunjel la cuptor mi-a plăcut foarte tare și o să o fac și eu, pentru că eu o făceam, dar nu în felul ăsta. Și aici ce-i? Și aici este brânză de burduf, e foarte bună. Că tu de ești lactă vegetară. Da, este cu ceapă, da? Măruntă și cu... Mă, dar le-ai dichisit? Da, asta e pentru băutorii fruntași. Pentru mine, adică? Pentru tine. Dar te-ai uitat la mine așa, nu? M-am uitat că am văzut și eu bărbat aici. Da. Ia zi. Asta este. Ce bună e și asta. Dar spune și un lucru. Nu faci palinca? Nu, asta de cireșe. Exact ca de pâine, numai că adun cireșe și la cireșele la macerat, dar la fermentat, da? Numai cireșe se pun? Numai cireșe, numai. Da? Fără nimic altceva, nu mai pui zahăr, nu mai pui nimic, nu? Eu am vișini foarte mulți. Să nu pui zahăr, că te doare capul. Să nu pui zahăr deloc, da? Și le lași. Da, se poate din vișine să fac? Se poate din orice. Mamă, știi câte vișine am rămân? Ce vrei tu? Am mâncat, vezi că deja am pălincă de portocale. Da, am auzit. Cineva în Florida, da, și de pierzică. La noi eu te fac de puțin. De care să-i cea mai bună? Da? De care să-i cea mai bună? I-am furat deja modelul la pâinea aceea cu unt și cu pătrunjel. Mi s-a părut foarte interesant și foarte gustos în același timp. Hai de capul meu, fii atent ce mi-a făcut. Asta e salată, ca la American Caesar salad, înainte. Exact ce spun. Hai că și cu pui.
Mi-a lăsat acolo. Da. Na. Deci, ce zici ce ne-am făcut, Petrica? E bună. Asta e altă gustare sau felul principal? Zic este o salată ca să nu vă vină rău. Deci, după ce am mâncat asară... Mai bine le mănânc eu. După ce am mâncat asară la tine... Pe site și ai citit ce-i sănătos și ai zis că acum le dau... După ce am mâncat asară la tine, Dico, mai nenoroc, în stadionul ăla, că toată noaptea l-am visat. Foarte bun. Deci, foarte bun. Asta e Caesar salad cu pui. Ți arată Caesar cu pui. Da? Foarte bine arată. Da. Da. E și cu puțin parmezan. Și cu parmezan, da. Și... Da. E și, și, de desubt, și un dressing, nu? Ce un dressing de un dressing, da, un dressing foarte de haine. Un dressing de 4 metri. Nu are dressing, dacă ar fi avut un dressing de... Ia ăla-i, direct. Eu n-aș fi pus puiul acolo dacă era după mine. Aș fi lăsat-o pur și simplu așa, o salată, dar dacă așa e rețeta... Am mâncat pe lângă pui. Ia ce ne aduce, fraților. Haideți! Asta rămâne aici. Serveam doamnele întâi. Vai de capul meu. Domnii întâi. Să rămână. Ce-ai făcut, omul? Ca la țară, mă, lasă că-s bun. Ia uite, muiat aici, fie de... Păi ce, mă, la iverna să mâncă măcăroane cu sos? Cum să nu? Cum să nu? Să mâncăm, să știi că la noi măcaroane. La noi oamenii sărași mâncau măcăroane. Ai măcăroane cu carne de oaie. Da, ai uitat? Da, mă, drept. Eu nu sunt un fan al pastelor, deci nu, nu mi-au, nici nu mi-au plăcut, nici nu mi-au displăcut. Erau ok gătite... mi s-au părut sărăcăcioase, mie îmi plac pastele când îmi plac, îmi plac să fie bogate în sosuri, nu știu ce, erau destul de puțin sos amestecat între un sos, cred că nici măcar de brânzeturi, cred că era ceva smântână cu șuncă. Hai, îți pun vin? Da. Da, vreau un șpriț așa mai de vară. Uite, pentru tine, stai că eu știu să fac șprițul. Așa. Ia. N-ai dar știți că se spune că vinul nu se botează. Da, să că eu îl botez. Pune-i separat. N-ați văzut niciodată niciunul și nu știți și nu veți ști niciodată. Că? Dar ce-i faci? Ah, sifon! No, haideți, de sifon! Excepțional! Ce zici, bote? Asta e cireașa de pe tort. Mersi mult de tot. Ce zici? Dacă vede film eu numai așa, mai pune, mai pune puțin. Da, mai pune un pic. Crezi tu? Da, mai vreau sifon. Băuturile de vin nu beau șpriț, domnule. Ba, da, beau șpriț. Beau șpriț ca un spectacol. Vrei în paharul ăla? E un pahar de vin alb. Metoda lui de a face sifon la masă a fost foarte ingenioasă și foarte amuzantă. Cred că foarte multă lume va încerca măcar o dată să vadă cum e. Vine! Și după ce m-am săturat cu macaroane, vine! Ce zici? Am gândit așa. Și pentru tine aici. Băi, întotdeauna tu ai fost cel mai drăguț. Peste roșu, somon, foarte fain, bravo. Super. Ai desfăcut vinul. Îmi place. Da, e aici. Cum să nu, vinul este la picior, ca așa e la noi la țară. Deci... Asta este un verișor al crapului. Un verișor al crapului. De la voi. Te-a luat toată familia asta seară. Peștele lui este, că le-a adus la gustare. Da. Bravo, bine ai făcut peștele. E bun, haideți să vă spun un secret pe care nu l-ați știut niciodată. Ia, care-i secret? Eu n-am mâncat pește niciodată. Ai, nu mă greșeai gătit niciodată, zara asta. Niciodată n-am mâncat pește pentru că am spus că... Stai să se scurgă toți ochii la tine. Mi-a intrat un os într-o amigdală. Ah, și te-a... Și, da, m-am dus la spitalul militar la Constanța. Să bine sticla acolo. Scoate și de atunci n-am mai mâncat pește. Dar am jurat că în seara asta o să mănânc cu voi. Mi-a plăcut felul principal, mi-a plăcut peștele pentru că eu mănânc pește. Ador peștele, este o mâncare pe care o iubesc și o comand de foarte multe ori când am ocazia sau când merg la restaurante. Desertul vine? Ma, ceva dulce, ne dai unul, ne dai. Da, da, am făcut niște alea, niște... Eclere? Niște alea. Niște alea. Niște gogoși cu gaură. Da? Le dau doar găurile. Asta e fain, ai făcut niște donuts. Niște simandicuri? Simandicuri. Hai să vedem. Asta și spuneam, am o prietenă. O prietenă la Craiova, o prietenă de familie, Aura Iculescu, și tot timpul, băi, Nana, ia ce simandicuri ai pregătit. Așa spune Nana. Să, la un om mai mare sau la frate îi spui Nana. La frate sau la un prieten foarte bun. Și la noi și la frate îi spui. La Nana. Îi spui Nana. Dodă, Nana. Și se mai spune undeva. Se mai spune la amant, Nana.
Da? Da, în zona asta. Nu l-am întrebat, nu i-am spus. Nu i-am spus că n-ai avut. Păi nu, dar nu m-am avut niciodată de ăștia mai purisani, așa. Mai purisani. Să-i zici ce, da, te rog frumos să-mi zici da, da. Da. Somonul în România a devenit ca o mâncare națională. Toată lumea ia somon și face somon. Mie personal îmi place, mi-ar fi plăcut să fi făcut un păstrăv, de exemplu, care e special, e mai românesc, are un gust mult mai de pește. Sau un crap, un crap de Dunăre este fantastic. Dragii mei, ne-ai spart cu asta, pe cuvânt. V-am pregătit în această seară niște simandicuri. Simandicuri, adică suntem simandicoși. Adică, niște simandicuri. A pus și mentă. Este un... Hai că poți să mănânci și tu de data asta. Este da, un tiramisu cu fructe de pădure. Așa făcea baba mea. Când venea pe gealul cu prunile. Așa, aducea un tiramisu și după aia cânta la clavecin. Da. Cânta cu vecinul? La clavecin. La calavecin. Mă bucur pentru voi foarte, că vă simțiți bine la mine. Foarte tare. Ia. Auzi, ia și aici ai pus niște două psea din aia la papile. Da. Am pus și niște puțin glet. Și am dat cu ăla cu... Cu bidineaua. Cu zămărdel. Așa, bravo. Nu mi s-ar fi părut că e tiramisu. Mi s-a părut mai mult că este o... Făcea și mama mea un soi de spumă de fructe în care a băgat pișcoturi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. Și de parte parte face. Mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani. Doamne ajută. E revelion pentru noi. Mulți ani și fericire la mireasă și la mire, nașul nașa să vegheze și la anul să boteze. Un desert foarte gustos, e adevărat, și o prezentare de excepție, care a pus, să zic așa, cireașa pe tort și la propriu și la figurat. Ce faci, om? Dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor. Hai că m-am venit deja, deci, în această emisiune. Dragi telespectatori, singura emisiune adevărată din țară, singurul reality show adevărat din România. Se mănâncă pe bune, credeți. În care se mănâncă pe bune. Se bea pe bune, se îndrăgostește pe bune. Vorbește numele tău? Da, dar mă uit în ochii tăi. Așa, și vezi Paris, o vezi unde stă și sora ta. Văd New York-ul. Bine! Așa. Da. În care se îndrăgostește pe bune, este cireașa de pe tort. Am să-i dau nota 10 lui Petrica pentru gazda minunată care a fost și care sunt convinsă că o să rămână mereu. Pentru faptul că s-a străduit să ne simțim bine și că a reușit. Mai ales că a reușit. Pentru asta am să-i dau 10. Petrica, 10 cu felicitări. Ca să vă spun sincer, dragi telespectatori, eu le-am dat 9 la toți ca să câștig eu premiu. Deci am fost un pic mai român, așa, știi? Adică la toți ne-am simțit bine. Sigur că orice fel de mâncare se poate comenta și orice fel de gust se poate comenta și vorba românului, nu poți să faci chestia aia pe gustul omului. Fiecare mănâncă cum îi place lui. Dă, Doamne, vorba românului cea de pe urmă. Am încheiat citatul din Ovidiu Cuncea. Am încheiat și prezența în emisiune cu un mic amănunt. Petrica Mățu Stoian a adunat 29 de puncte. Să trăiască și să ne cheme la cazan. Știe el care. La bună vedere! Florentina Obriș! 29 de puncte! Yes! Yes! Nicoleta Voica! 29 de puncte! Yes! Petrica Mătățu! Mătățu, zu! Mătățu Stoian! 29 de puncte! Yes! Și Ovidiu Cuncea, 29 de puncte! 30 de puncte am luat eu. Adică, bravo! Ia, hai să-i dăm... Să trăiască Ovidiu, să fie fericit, să fie iubit. Fii atent cum scrie și aici. Să ne mai cheme la el la masă. Gazda perfectă în 2011. Înseamnă că mai venim la tine să vedem dacă ești gazda perfectă. Nu, mie mi se pare sincer ia. Că toți ați fost gazde perfecte.
A fost o experiență plăcută pentru mine. A fost o perioadă de 4 zile, aproape o săptămână, și să trăiești o săptămână alături de oameni pe care nu-i cunoști așa bine, doar câțiva, și să te împrietenești cu ei, să rămâi prieten și să le cunoști tot comportamentul.